Doar 3 dintre cei 27 de consilieri au fost prezenți în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de primarul Andrei Volosevici. Ședința a fost declarată închisă după aproximativ o oră în care aleșii locali au dezbătut în spatele ușilor închise dacă să participe sau nu la această ședință. Având în vedere că la această ședință suntem prezenți doar 3 consilieri, deci nu este vorum, nu putem ține ședința. Vă mulțumesc! Pe ordinea de zi figura un singur proiect și anume rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ploieștiului. Municipalitatea dorea să asigure cofinanțarea unor proiecte finanțate prin programul POR și a sumei de 40.000 de lei pentru efectuarea unei expertize pe malul de la fosta rampă de gunoi la Teleajăn. Două proiecte, terminarea sau, mă rog, rectificarea bugetară, care este o procedură și atât, legată de pictor orizontal pentru a putea încheia în fine contractul și da drumul la lucrări. Eu cred că și o zi în plus conta. După cum ați fost martori și ați auzit, ieri am dorit să fac de o dată seara. A spus că lumea vrea să studieze și s-a solicitat să facem ședința astăzi la ora 12. Am convocat ședința astăzi la ora 12. Pare că nu s-a putut ține, sau nu s-a putut ține pentru că nu a fost forum. Al doilea lucru este legat de o expertiză și de un proiect care trebuie făcut. Eu spun că orice zi pierdută nu este deloc în regulă, vis-a-vis, deci, problema noastră de la rampa ecologică de Leaș. În ceea ce privește fosta rampă de gunoi a Ploieștiului, acolo există riscul oricând ca gunoaiele să ajungă pe râul Teleajăn. Problema a apărut în spărtura de cel puțin 80 de metri, dar cu lucrări care necesită vreo 180 de metri. Urmarea lucrărilor de pe malul celălalt, nu putem comenta că până la urmă și Bucovu are dreptul să-și facă lucrările, a ceea ce s-a întâmplat la nivel de forța apei. Aici este o chestiune pe care nu putem comenta. Ședința Consiliului Local Ploiești a fost reprogramată pentru joi dimineață.